Omule, te salut! Eu sunt Dr. Mihail și astăzi vreau să vorbim despre cele 9 motive pe care eu le-am selectat pentru care e posibil să-ți fie foame. că ți este mereu foame, orică mănânci și nu te saturi și două ore din nou ți se face foame, există niște motive precise pentru care este posibil să ți se facă foame. Atenție! Chiar dacă le respecti câteva zile, e posibil ca această foame să persiste. Toate aceste motive trebuie reglate în timp. Încearcă să ți le notezi. Iar dacă te uiți la acest video, făți un posted it note, faci o notiță în telefon, notează motivele astea și încearcă să le controlezi în fiecare zi și îți garantez că în una, două, trei săptămâni foamea ta o să se diminueze. Toate lucrurile astea sunt verificate științific, au date în spate și sunt verificate și controlate de mine pe pielea mea. Când respect toate aceste, toate aceste puncte pe care o să le vorbim astăzi, mie nu mai mi este foame și asta mă ajută să scad în greutate sau să mențin o greutate sănătoasă. Acum, e posibil ca motivul principal să nu fii tu și să fie industria alimentară, pentru că un om în medie, pe acest pământ, dacă facem o medie între femei, între bărbați, între greutatea lor, vârsta lor, un om în medie ar trebui să consume undeva la 2200 de kilocalorii pe zi. Ori, acolo unde există statistici, de exemplu în Statele Unite și noi nu suntem deloc departe de ei, se produc în medie 3700 de kilocalorii pentru fiecare persoană. Adică avem acum o producție de aproape 1500 de kilocalorii, ca două meniuri de la meca, două meniuri de mâncare, două meniuri de mâncare cantitativ se produc în plus în lume, în țările civilizate, da, în țările dezvoltate, pentru fiecare persoană. Și mâncarea aia trebuie să fie vândută, nu-i așa? Cineva trebuie să o cumpere. Asta înseamnă că cineva trebuie să-ți o vândă. Cineva trebuie să o facă în așa fel încât tu să mănânci mai mult. Nu cred că e o conspirație la nivel mondial, dar producătorii de mâncare joacă într-un joc, într-o foarte mare concurență și trebuie să-ți vândă acea mâncare. Ea trebuie să fie, ea e produsă în exces și trebuie să fie vândută. Și cine o cumpără, tu, pentru că ți-e foame da, în continuu sau ți-e foame foarte des. Așa că hai să trecem prin aceste 9 motive pe care le-am selectat și să vedem ce putem să facem cu ele. Primul, cel mai important motiv, este deficitul de proteine din alimentație. Dacă tu nu consumi suficiente proteine, corpul tău o să-ți dea o senzație de foame. Și acest lucru e foarte ușor de făcut dacă noi nu ne concentrăm pe câte proteine mâncăm sau dacă nu ne asigurăm că la fiecare masă avem un număr corect de proteine, o proporție corectă de proteine. Nu trebuie să stăm acum cu calculatorul să ne calculăm numărul de proteine. La fiecare masă avem nevoie undeva la 20, poate 30 de grame de proteine. Dacă ai chiar să-ți calculezi, calculează-ți măcar câteva mese în câteva zile să vezi câte proteine mănânci. Uite cum poți să greșești aici. De exemplu, mănânci dimineața un bol de lapte cu cereale. Acel lapte are proteine, dar foarte puține. În schimb, din cereale o să iei foarte mulți carbohidrați. Deci nu ai proteine. Poți să mănânci o porție de cartofi prăjiți cu un pic de salată și cu un pic de pâine, de exemplu. O să ai grăsim trans, o să ai mulți carbohidrați, dar nu o să ai proteine. De ce e important asta? Și aici o să dăm acest studiu care se cheamă Inadequate Dietary Protein Increase Hunger and Desire to Eat in Younger and Older Men. Adică, dacă nu luăm suficiente proteine, ne crește nivelul de foame, asta spune acest studiu și sunt multe altele, zeci de astfel de studii care vorbesc pe tema asta. De ce se întâmplă asta? Pentru că proteinele se digeră și se transformă în aminoacizi care ajung în sânge și ajung la nivel de hipotalamus. În hipotalamus, nouă ni se reglează senzația de foame. Și aceste proteine, ceea ce fac, este să inhibe secreția de grelină care stimulează foamea, și uh, stimulează secreția de leptină care inhibă foamea. Deci este pur și simplu vorba de niște hormoni. Care găsesc un balans, un, un echilibru potrivit atunci când tu îi dai ceea ce îi trebuie corpului tău, adică proteine. Ai mâncat o masă fără proteine, tu continui să ai un nivel mai mare de grelină și continui să ai o senzație de foame. Ai mâncat o masă plină de carbohidrați și grăsimi fără proteine, trece o oră și din nou îți este foame. Tu ți-ai satisfăcut necesarul caloric, dar corpul tău îți cere mai multe proteine, proteinele se duc la hipotalamus și îți inhibă senzația de foame. Atenție, nu e bine să trișăm la modul la care să mâncăm într-o singură masă tot necesarul de proteine într-o zi, pentru că atoficat nu o să proceseze mai mult de 20, 30, poate 40 de de grame de proteine, tot ce este peste, se va transforma în grăsime. Deci astfel avem nevoie de proteine la fiecare masă. Al doilea motiv pentru care ți se face foame este faptul că tu consumi prea multe zaharuri rafinate. Zaharurile rafinate sunt o energie pură da? care trebuie însă utilizată. Dacă tu nu folosești acea energie, zaharurile astea sunt atât de periculoase pentru corp încât corpul zice ok, trebuie să mă debarasez imediat de ele. Ai mâncat multe zaharuri, nu le folosești, îți crește insulina, toate aceste zaharuri se transformă în grăsime, se depozitează. Ai mâncat o prăjitură plină de calorii, da? deci ar trebui să ai energie, dar dacă tu nu te miști și nu o folosești, ea este imediat debarasată, pentru că e toxică pentru corpul tău, e periculoasă. Și corpul tău face mai multe grăsime și din nou ți este foame. Da? Îți crește glicemia, scade glicemia, faci hipoglicemie, care te duce la senzația de foame. Deci al doilea motiv prea multe zaharuri rafinate, în special zaharuri sau mâncare sub formă lichidă. Cred că cel mai bun lucru pe care îl poți face ca să începi să scazi în greutate este să scoți complet din alimentația ta mâncare sub formă lichidă. Ne referim la băuturi carbogazoase, ne referim la tot felul de shake-uri, bineînțeles, dacă mâncarea ta sub formă lichidă este o ciorbă, e numai bună. Este mai bună decât alte mâncăruri pentru că îți dă o senzație de sațietate, dar mâncare sub formă lichidă, cum ar fi sucurile, E primul lucru la care trebuie să renunți dacă vrei să slăbești. Deci pe locul doi avem prea multe zaharuri rafinate procesate. Un alt motiv pentru care ți se face foame, des sau ți este mereu foame, este faptul că nu ai suficiente grăsimi sănătoase în dietă. Grăsimile se digeră greu. Grăsimile în dietă o să întârzie Uh, digestia, da? O să întârzie absorpția nutrienților. Stomacul tău stă plin pentru mai mult timp. Intestinele tale stau pline pentru mai mult timp ca să digere. Ele vor semnaliza către creier avem suficient, avem mâncare aici. Nu ne trebuie mai multă. Nu veni cu foame peste noi. Nu mânca din nou. Asta fac grăsimile, da, care sunt ca un combustibil de lungă durată, atunci când le mâncăm sănătos. Atenție însă la grăsimile trans și grăsimi saturate. Grăsimi saturate putem să mâncăm din carne de porc, dar nu trebuie să mâncăm mult. În schimb, grăsimile trans trebuie excluse complet. Le găsim în patiserie și în prăjeală, în cartofii aia prăjiți găsim grăsim trans și se pare că noi foarte mult timp ne-am înșelat și mă includ și pe mine în această listă, atunci când am spus mereu că diabetul sau cauza principală a diabetului sunt zaharurile. Se pare că încep să iasă din ce în ce mai multe studii care dovedesc că, se pare, cauza principală pentru care oamenii fac diabet, care vine de la prea multă grăsime pe organe, ficat, gras, depunere de grăsime pe ficat, cauza principală este tocmai în aceste grăsimi trans și nu în prea mult zahăr pe care îl consum. Bineînțeles, și zahăr dacă consumi, poți să ajungi la diabet. Dar cauza principală pentru diabet pare să fie acest exces de grăsimi trans. Deci nu vorbim despre grăsimi trans când vorbim de prea puține grăsimi, ci vorbim despre grăsimi saturate. Oameni buni, orice puteți să mâncați de la ou, carne ușor grasă, pește gras, nuci alune, ulei de măsline, ulei de floarea soarelui, orice tip de ulei vegetal care este sănătos. Deci grăsimea trebuie să fie prezentă la fel ca proteinele la fiecare masă pe care o mâncăm. Grăsimea aia o să încetinească digestia și o să-ți dea o senzație de sațietate pe termen lung. Al patrulea motiv pentru care ți e foame mereu este faptul că dormi nasol, dormi prost și dormi foarte puțin. Da? Senzația de somn, da? când îți este somn, Activează creierul într-un mod uh, care nu este natural, nu este normal pentru creier. Se activează, practic, niște circuite de urgență, ca tu să fii activ, să fii treaz, excitat, chiar dacă tu trebuie să dormi. Și unul din centrele care se activează este fix centrul foamei. Atunci când îți este somn, îți este foame și ăsta este motivul pentru care cele mai multe ori e posibil să ții o dietă, să nu mănânci până la prânz, să mănânci un prânz sănătos și seara rup frigiderul. Tu nu l rup pentru că ai vreun deficit, tu rup frigiderul pentru că ție ți este somn. Creierul tău zice, ok, ori te culci și mă odihnești, ori eu pot să excit creierul tău ca el să reziste mai departe, dar, sorry, o să-ți dau și senzație de foame și atunci tu nu te mai poți controla. Mănânci foarte mult într-o fereastră în care metabolismul tău este scăzut și asta duce la luarea de îngreutate, dar și mai mult la această senzație uh, acerbă de foame, atunci când îți este somn seara. Și pe lângă asta, lipsa de somn schimbă concentrația de hormoni și o să ai și o foame hormonală, o să-ți fie foame și a doua zi și a treia zi, până când îți reglezi somnul. Al cincelea motiv pentru care este foarte probabil să-ți fie foame constant este faptul că nu te hidratezi. Acum, centrul care se ocupă de foame se află în hipotalamus, în anumiți nuclei. Centrul care se ocupă de sete se află în alți nuclei, dar tot în hipotalamus. Și atunci când ești deshidratat, centrul acela de sete din hipotalamus începe să fie activ, începe să semnalizeze. Doar că această semnalizare se pare și la nivel de neurotransmițător și la nivel hormonal, influențează și centrul tău de foame. Da? Deci ție ți este sete, dar tu nu îți asculti corpul, tu muncești mult, te gândești în continuu la alte lucruri, tu nu te oprești să te gândești să zici, băi, ok, am o senzație ciudată, sau pur și simplu să te oprești să zici hai să fac un review al felului în care mă simt. Cum mă simt? Mă simt bine, nu mă simt bine. Sunt obosit, sunt anxios, sunt bucuros. Să te gândești un moment cum te simți să-ți dai seama că-ți este sete. Dacă tu nu te gândești la asta, e posibil ca tu să nu-ți dai seama că-ți este sete, dar centrul ăla o să tot piuie până când o să piuie până la centrul foamei. Și asta o să ducă la o senzație de foame care se simte un pic mai tare da? și care poate să străpungă această, să zic, barieră de distrageri pe care tu ai. Și astfel tu te trezești, da? poate bei o cafea, ai fugit la muncă, ai mâncat un mic dejun, n-ai but nimic, ai uitat și imediat la câteva ore după mic dejun, ție ți este din nou foame și te duci și pui mâna pe un sandwich, pui mâna pe niște ronțanele, pe niște covrigei, când ție de fapt ți este sete. Un lucru absolut esențial este să bem apă. Primul lucru pe care îl facem dimineața când am trezit, bem un pahar de apă, poate chiar două, poate chiar un pahar de apă cu sare. La prânz bem din nou unu, două pahare. Avem grijă să bem și seara. Asta o să umple stomacul, poate chiar să scadă senzația de foame când îți este foame, să bei ceva. Dar cel puțin nu o să-ți dea o senzație falsă de foame, care este de fapt ghidată de această deshidratare, de prea puțină apă. Al șaselea lucru care Poate să te ducă la senzația de foame este faptul că nu te concentrezi la mâncare. Dacă te uiți acum la YouTube mâncând, cu riscul de a pierde un urmăritor, te rog să oprești acest YouTube, să termin ce ai de mâncat și să te întorci. Aici. La mine, în casă, există o regulă. Nimeni nu se așează la masă cu telefon și nu ne uităm la nimic, la niciun televizor când mâncăm. Chiar și masa pe care o avem în bucătărie este plasată în așa fel încât să nu aibă acces la televizor. Și casa în care planific să mă mut într-un viitor apropiat, sper, este gândită în așa fel încât masa să nu aibă direct acces la televizor. Pentru că la masă se mănâncă și se corectează oamenii la mâncare sau la oamenii cu care stăm la masă. Este atât de important și înțeleg că sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu pot să mănânce, li se pare o condamnare să mănânce fără să se uite la YouTube. Problema nu este faptul că tu nu te concentrezi, nu te conectezi spiritual la acea mâncare. Problema este că atunci când tu mănânci și te concentrezi la mâncare și te gândești, băi, ce, cum este gătită mâncarea asta? Îmi place sau nu-mi place? Uite cum se aude când domestec. Uite ce condimente sunt în această mâncare. Tu transmiți creierului tău că tu te hrănești, că tu îl hrănești. Și asta o să calmeze creierul și o să zică, ia uite, avem mâncare, trăim în bogăție, trăim în abundență. Pot să mă satur. Nu trebuie să dau o senzație de foame pentru că mi-e frică că nu o să mai am mâncare. Deci, faptul că te concentrezi la mâncare o să te sature mai mult și o să întârzie apariția senzației de foame, dar care poate să persiste în continuu. Dacă tu mănânci fără să te concentrezi la mâncare, acea senzație de foame poate să persiste chiar și după ce te-ai săturat și ai mâncat suficient. Un alt lucru care ține de faptul că nu te concentrezi la mâncare, și o să lăsăm un studiu pe ecran, ține de viteza cu care mănânci și numărul de mestecături pe care le dai fiecarei mușcături pe care o muși din mâncarea respectivă. Și studiul arată foarte clar și studiul a fost replicat și a fost făcut de sute de ori. Se iau două loturi de oameni, unii mestecă de 15 ori și mănâncă repede, alții mestecă de 40 de ori și mănâncă mai lent și stau mai mult la masă. Ăia care mestecă mai lent și mai mult o să fie mult mai sătui și foamea o să vină la ei mult mai târziu. Deci, dacă tu chiar ții la tine. Și vrei să nu ți-se mai facă foame imediat după ce ai mâncat și să reziști mai mult. Nu te mai uita la televizor. Uite-te doar în farfurie când mănânci și fă-o lent. Mestecă de 40 de ori, calculează numărul de mestecături și stai la masă mai mult timp, mestecă, dă timp creierului să analizeze și să înțeleagă că tu chiar mănânci. 7. Vorbim despre prea puține fibre. Și unde se găsesc prea puține fibre? În mâncare procesată. Ce v-am zis la început, mâncarea care este făcută în exces da? și care trebuie să fie vândută. Dacă toată mâncarea aia avea fibre, oamenii n-ar fi putut să vă vândă atât de multă mâncare, n-ai fi cumpărat atât de multă mâncare pentru că fibrele îți dau sațietate. Fibrele nu se digeră sau nu, nu le poți digera și nu te poți bucura tu de ele ca de microelemente, ele nu se absorb. Dar fibrele sunt mâncare pentru microbiomul tău. Am mai vorbit despre asta în alte materiale, dar microbiomul tău trăiește în strânsă legătură cu tine. Fără el n-am fi putut. Da, fără microbiomul nostru am fi de mult morți. Microbiomul nostru ne apără de alte bacterii rele, patogene, pentru că microbiomul nostru e bun, el stă acolo, vin alte bacterii rele, microbiomul nostru le dă la o parte, nu mai e loc de alte bacterii. Dar acest microbiom are nevoie de mâncare și mâncarea asta este sub formă de fibre. Nu fibrele puse artificial în mâncările procesate, ci fibrele pe care le găsim în, legume și în fructe. Aceste fibre ajung la microbiom, microbiomul mănâncă și microbiomul nostru, dovedit științific, trimite niște semnale, niște neurotransmițători prin sânge care ajung din nou la hipotalamus și spun, gata, m-am săturat, am mâncat suficient. Deci noi purtăm cu noi niște bacterii pe care trebuie să le hrănim cu fibre. Dacă ai prea puține fibre, cum ziceam, unde găsim prea puține fibre? În acea mâncare procesată care trebuie să-ți fie vândută și ți este vândută pentru că tu o mănânci și ți se face foame după ce ai mâncat-o, pentru că ea nu are fibre. Deci șapte, motivul pentru care ți este foame este faptul că nu mănânci suficiente fibre. N-ai suficiente fibre în alimentație. 8. Există oameni care au prea multă muncă fizică, ceea ce poate să fie bine. Dacă lucrezi pe șantier, muncești foarte mult, muncești toată ziua, consumi foarte multe calorii. Tu nu mai consumi 2000 de kilocalorii, cum am zis mai devreme. Tu poate consumi 4000 de kilocalorii, 5, 6 și ei. aceste kilocalorii trebuie să fie restituite, trebuie luate din alimente și atunci acele persoane o să mănânce mai mult. Asta se întâmplă foarte des la persoanele care vor să slăbească și încep să practice un sport. Corpul lor consumă mult, dar începe să le și ceară mult și acele persoane ajung să mănânce foarte mult, să mănânce mai mult decât înainte, să stagneze în greutate, după care se opresc din sport și continuă să mănânce mult și zic, băi, ce am făcut? Am făcut sală două săptămâni și m-am îngrășat mai rău. Ăsta este motivul. Munca fizică o să ducă la o senzație de foame, ceea ce nu este neapărat Uh, în regulă. Dacă ești ok cu greutatea, muncești foarte mult, da? Muncești fizic foarte mult și mănânci mult de ești ok cu greutatea, e foarte probabil să fii ok așa. Și nouă, stresul. Stresul duce la prea mult cortizol în sânge. O să facem un material special despre stres în care o să vorbim ce este stresul, le explicăm și facem um, o să facem și niște o să niște sfaturi despre cum ai putea să-ți manageriezi stresul. Dar prea mult stres duce la prea multă secreție de cortizol iar acest cortizol îngrașă. De, ex, de exemplu, corticoterapia, care este, să zic, administrarea de hormoni corticosteroizi, asemănători cu cortizolul, pentru a scade inflamația sau un proces inflamator din corp, corticoterapia ca medicație în grașă, da? pentru că cortizolul acționează și el asupra centrului foamei din hipotalamus și îți reduce senzația de sațietate, drept urmare, ai pofte mai mari. Deci stresul, dacă ești stresat, o să ducă iar la pofte exagerate. Și acum vreau doar să le enumerăm și să ne dăm seama cât de simplu este să ajungem în această situație în contextul în care în lume există Atât de mulți producători de mâncare care fac mai multă mâncare decât ne trebuie. Mâncarea aia trebuie vândută. Și atunci este procesată astfel încât să fie săracă în proteine, da? Primul punct este bifat. Mâncarea pe care o cumpărăm procesată este săracă în proteină. Știți de ce? Pentru că proteina este cel mai scump macroelement, macronutrient. E cel mai scump. E mult mai simplu să cumperi grăsime sau să cumperi carbohidrați. E mult mai simplu să faci mâncare gustoasă și crocantă din acele elemente. Deci avem prea multă mâncare produsă și produsă iura, dar artificială, procesată, care nu are proteine, primul lucru, are prea multe zaharuri, da? mănânci cereale, mănânci dulciuri, mănânci uh, bei sucuri, prea multe zaharuri, prea puține grăsimi sănătoase, pentru că nu ni le punem, trebuie să ni le punem noi în alimentație, noi luăm un ulei de măsline bună. Apropo, e posibil să scot la un moment dat o proprie linie de uleiuri de măsline, vă țin la curent, sunt curios dacă sunteți dornici să cumpărați un ulei de măsline foarte bun pe care e posibil să scot să scot eu într o ediție foarte limitată, dar asta a fost și Întrebarea mea de foarte mult timp, unde găsesc un ulei de măsline calitativ? Pentru că aparent cel de pe raft nu este cel mai bun ulei de măsline pe care îl poți pune. Dar din nou, întorcându-ne la grăsim, să ai ulei de măsline pe care să ți-l pui în salate, în mâncare, să mănânci un ou, să ai mereu grăsim la masă. Prea puțin somn, da? Este caracteristic uh, timpurilor noastre. Oamenii dorm prea puțin, mănâncă foarte mult noaptea când le este somn. Prea puțină apă, pentru că nu suntem atenți la noi, uh, nu ne conectăm la mâncare și nu ne concentrăm la mâncarea pe care o, mână, mă, o mâncăm Prea puține fibre, dar mâncarea procesată este lipsită de fibre, prea multă muncă fizică, mă rog, nu este neapărat un lucru rău, și prea mult stres. Deci, din nou, gândiți-vă, o persoană care este stresată, care nu doarme mult, care nu se hidratează, o să aibă o foame care o să ducă la consum exagerat de alimente nesănătoase, care sunt lipsite în proteine, sunt lipsite în grăsimi, sunt lipsite în fibre. Și asta creează acest cerc vicios în care noi avem o nație de persoane supraponderale sau obeze care sunt mânâncă extra caloric, dar sunt subnutrite. Sunt subnutrite nu pentru că n-au magneziu sau pentru că n-au nu știu ce minerale sau pentru că, nu știu, au tot felul de tâmpenii, că băi, ai o, ai o carență de calciu și o carență de magneziu care te duce la o foame exagerată. Nu este adevărat. Du-te și dă acelor persoane care sunt supraponderale magneziu. O să vezi că o să aibă aceeași foame. Oamenii ei o să aibă aceeași foame pentru că nu carența de minerale este cauza unui mâncat exagerat. Ci fix faptul că tu ești stresat, tu dormi puțin și în final recurgi la alimente procesate care n-au proteine, n-au grăsimi și au foarte multe zaharuri, n-au fibre. Este logică elementară. Dacă tu îți revii din acest punct de vedere, zici, băi, sunt supraponderal, stresul foarte posibil să fie cauză, hai să anunț la serviciu, băi, doar proiectele astea pot să le iau, asta este ora la care eu pot să lucrez, după ora asta eu am plecat acasă, în weekend nu mă deranjează cu mail anunț familia, anunț oamenii de la muncă și ăsta este noul meu stil de viață. Ce trebuie să fac? Trebuie să dorm 8 ore în fiecare seară. După care mă concentrez două săptămâni, ca la fiecare masă să am proteine, fibre și grăsimi sănătoase și eu vă garantez că pofta de mâncare o să scadă, pentru că corpul o să primească ce îi trebuie. O să primească niște lucruri de bază, de bun simț, asta e medicina de bun simț, niște lucruri de bun simț care nu o să mai ducă la acea subnutrire, da, sau subnutriție. Nu o să mai fii subnutrit de proteine, grăsim, fibre. Și acum, când mă totuși la foame, am și un material în care vorbesc despre foame ca fiind ceva benefic. Pentru că corpul nostru e obișnuit din timpuri vechi să aibă și momentele în care ți este foame și asta este postul intermitent. Dacă tu reușești să faci din post intermitent un obicei sănătos și înțelegi că atunci când tu postești sau să ai o zi în care să nu mănânci și ai o ușoară senzație de foame, nu senzația aia pe care nu o poți stăpâni seara, da? deci e o diferență între o senzație de foame nesănătoasă și senzație sănătoasă de foame. Senzația sănătoasă de foame este un sentiment că, băi, parcă ai mâncat, dar nu rup frigiderul, nu fugi la supermarket să mănânci, Ți este un pic foame, dar tu ești ok, tu ai energie, tu nu ești somnolent, tu nu ești stresat. E o senzație pe care o poți suporta și pe care o poți uita făcând alte lucruri. Aia este o senzație de foame sănătoasă. Și dacă reușești să ai acea senzație de foame, e bine din când în când să o experimentezi, pentru că corpul tău, în lipsa de alte alimente, își activează sisteme genetice care îți prelungesc viața la modul real. În schimb, dacă tu faci în toate lucrurile despre care am vorbit acum, tu o să ai o senzație de foame soră cu moartea. Corpul tău vrea să supraviețuiască, este subnutrit, nu are. Și atunci, orice fel de joc mental ai face, orice fel de dieta ai ține, ea nu o să ține niciodată. O să stai într-o foame acerbă câteva zile și după aia o să iei îngreutate și mai mult. Deci, dacă reușești să respecti toate regulile astea și cu toate aceste reguli, poți să te induci într o senzație sănătoasă, ușoară de foame, din când în când, ținând post intermitent. Aia este o foame pe care tu ți o induci conștient și care îți face bine. În rest, senzația de foame la câteva ore după masă, senzația de foame seara, senzația de foame care te face să mănânci de dor mai mult decât este nevoie, este cauzată cel mai probabil de aceste lucruri. Există și anumite probleme medicale, însă, care pot să ducă la senzația de foame, chiar dacă tu respecti toate aceste lucruri. Putem spune despre hipotiroidism, adică glanda ta tiroidă nu face suficienți hormoni tiroidieni, metabolismul tău scade și tu poți să iei în greutate pentru că ai metabolism scăzut și ai senzația de foame. Și hipertiroidism, când glanda ta face prea mult hormon tiroidian ai o accelerare metabolică care necesită mai multe calorii și atunci ai o foame constantă din cauza hipotiroidismului. Deci dacă ți-ai rezolvat toate treburile de mai sus și totuși persistă o senzație, senzație imperioasă de foame, atât de simplu, duci la medicul de familie, și ceri un set de analize pentru tiroidă, costă, nu știu, probabil că 50-60 de lei și vezi dacă ai tiroida ok sau nu. Ăsta a fost materialul despre cele 9 motive pentru care este foarte posibil să-ți fie foame. Sper să rezolvați aceste motive și vreau să vă mai rog ceva. Am observat pe YouTube, pe Analytics, că foarte mulți oameni se uită la aceste materiale, dar un procent foarte mic de oameni apasă pe subscribe sau pe like. M-ar ajuta foarte mult să faceți asta pentru că acest lucru ar crește în algoritm. Acest canal acest canal se reduce mai sus. Din echipa mea urmează să facă parte mai mulți oameni. Momentan este doar Sorin care editează acest video dar urmează să vină și alți oameni în echipă. Este o echipă mare care trebuie susținută pentru a face astfel de materiale. Deci, aș aprecia. Sincer, dacă puteți să faceți orice vreți acolo, să dați un like, să dați un subscribe, să apăsați pe acel clopoțel. De deci, ce nu poate ne facem și un canal de Patreon la un moment dat? Poate ne facem și avem un plan să ne facem un site mult mai detaliat, care să aibă și o secțiune de subscription. Avem un plan să facem cursuri, poate cursuri de tot felul de lucruri. Nu vreau să vă dezvălui toate lucrurile pe care îmi propun să le facem, dar o să facem multe. Așa că aș aprecia eu și echipa mea care este formată doar din Sorin în momentul de față, am apreciat să ne lăsați aprecierea voastră pe acest material. Oameni bun, mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii, citesc toate comentariile, chiar dacă nu pot să răspund la absolut toate. Și da, sper să nu vă fie foame, poate doar din când în când un pic de foame din aia sănătoasă. Pe curând!